Moldova, bine v-am găsit, vă spune Petru Făsilă de aici, de la Iași, de la etajul 10 al Universității Petre Andrei. Fac această precizare pentru că încă nu ne-am mutat de aici și, mă rog, sperăm uh, cât mai târziu. Uh, Dați-mi voie să vă spun cele bune, uh, suntem în uh, perioada de campanie electorală, emisiunea noastră uh, este o emisiune de promovare electorală. Îi spun bun venit în, în emisia noastră domnului uh, Cristiana Domniței, uh, președintele Consiliului Județean uh, Iași și președinte al PNL, al ACL, județul Iași. Bine v-am găsit, doamnă Frasina, bine v-am găsit. Nu ne-am văzut Mulțumesc de mult. Mulțumesc pentru invitație și bună seara Iași și Moldova. Nu ne-am văzut de mult, dar acum trebuie să profităm de faptul că există mai multă disponibilitate, să spunem, de a fi prezent în, în emisiunile noastre și pentru că este emisiune electorală, Încep prin a vă întreba de ce, Iohannis, v-am văzut. De fapt, campania se face în stradă acum, foarte serios, și la țară, și în oraș. Am văzut și cele două întâlniri de la București, de pe cele două posturi importante de televiziune. Prin prisma acestor aspecte, vă provoc la o discuție de promovare. Promit că nu vă pun întrebări în cuietoare pentru că Dar să știți îți că... Am înțeles. Dar să știți că eu nu funcționez bine dacă... Dacă vorbim jurnalismul e blajin, că <coughs> A, jurnalist nu. e blajin, ca să zic așa. Dumneavoastră sunteți un om extraordinar de bun și vă mulțumesc uh, pentru asta. Acum dar încerca... da, deci nu, vă rog, nu nu, mă, nu, faceți economie, scoateți colții pe care aveți, pentru că numai atunci pot cu adevărat lucrurile să iasă să fie descrise, să fie demonstrate, să fie discutate așa cum ele merită și cum oamenii merită să asculte. Imaginați-vă că, că sunteți un cetățean obișnuit al Iașului, aveți câteva gânduri, câteva întrebări și dumneavoastră sunteți simbolic în această seară un cetățean al Iașului obișnuit care are de fapt o alegere duminică și care pune întrebările firești. Eu vă mulțumesc pentru acest lucru și răspund cât se poate de sintetic, în primul rând, la întrebarea de ce Iohannis. În primul rând, Iohannis pentru că nu există șomeri la el acasă. În primul rând, Iohannis pentru că în Sibiu, la el, unde e primar de 14 ani, toată lumea are o slujbă, toată lumea are de lucru și e o comunitate, e un oraș care se dezvoltă și care are perspective pentru viitor. Iată n-a avut Sibiu un istoric de capitală, așa cum Iașul a fost 300 de ani, dar a ajuns înaintea noastră capitală culturală europeană. Asta pentru că la Sibiu lucrurile s-au mișcat. La Sibiu cuvintele date s-au respectat. Mâna strânsă a fost o mână respectată și mi-aș dori ca întreaga Românie, Iașul în primul rând, să arate precum Sibiu. Un oraș în care toată lumea, de la Vlădică la Opincă, are o slujbă. Un oraș în care, îmi doresc să trăiesc într-un oraș în care tinerii, atunci când absolvă liceul sau facultatea, să nu mai spună abia aștept să merg în Italia la frate meu sau în Anglia la cel mai bun prieten al meu. Un oraș, vreau să trăiesc într-un oraș în care toți tinerii să viseze, termin facultatea, îmi fac o familie, fac un copil, pot lua o mașină și îmi fac un credit la prima casă ca să-mi iau un apartament sau o casă, fiecare cu ce poate, din familia lui. Acel, în acel oraș vreau să trăiesc. Din păcate, nu e iașul acel oraș. În orașul nostru, copiii noștri încă visează să plece, lăsând acasă părinți nemângâiați, copiii lor necrescuți, în timp ce la Sibiu, toți oamenii au un loc de muncă. În Sibiu, nu. Există șomaj. Dacă întreaga România ar arăta precum Sibiul, noi ca nație, ca țară, am fi mult înainte. Dar din păcate, nu toată România arată ca Sibiul. Iar Sibiul, reamintesc, n-a fost un oraș dezvoltat în istorie, nici după anii 90 n-a fost un oraș dezvoltat. Era așa ca un oraș mai de provincie, în comparație cu... Orașele mari de lângă el, cu Brașov, cu Cluj, cu Timișoara. Acestea erau cele trei orașe recunoscute, puternice, din Ardeal, din Transilvania, că Timișoara e în Banat. Uh, mai era și Oradea, care era chiar înaintea sibiu În schimb, uh, sibiu a răsărit după 2000 și mai ales după multele investiții din automotive uh, care -au, și nu numai, care s-au întâmplat la Sibiu. Acela a fost meritul aproape exclusiv al lui Iohannis și al sibienilor. E important să știe toată lumea. Iohannis a fost ales primar de patru ori. Să spui că alegi odată, prima oară, poate fi ca o întâmplare. Să certau partidele între ele în anul 2000, nu se găsea un om care să-i unească cu adevărat pe oameni acolo și iată toți românii, toți romii, toți maghiarii din Sibiu au ales un sas, un nemț primar. Prima oară pot să spui că eu ca o întâmplare. Așa au fost sorții, așa au fost circumstanțele. Să-l aleagă oamenii în schimb de patru ori, iar ultimele două dăți chiar cu scoruri dintre acelea, 80%, asta nu mai poate fi o întâmplare. Eu îi rog pe toți ieșenii, așa cum îi rog pe toți românii, să dea crezare românilor care trăiesc la Sibiu, că ei știu mai bine ce au ales, știu ce om au acolo, ce om au trimis acum la, pentru întreaga Românie, și pentru mine asta este ceea ce contează. S -ă, să avem președintele țării, un om al faptelor și nu un om care să fie meșteșugit cu vorba, cum am văzut la aceste ultime două emisiuni, domnule uh, Frasilă. Eu, care am stat atâția ani în București ca și deputat, uh, știu foarte bine și Bucureștiu cu măruntaile sale, știu foarte bine și Casa noastră, care totuși e în provincie. Și știu și disting foarte ușor șmecherii, să zic, de București, care te fac din vorbe. Imaginați-vă, dacă doriți, situația politică între Iohannis și Ponta, așa cum era un, uh, un ardelean care merge cu trenul la București, sau un moldovean din Iași, care merge cu trenul la București, om cinstit, cu desaga în, în spate, morcom, cu banii drămuiți puși la batistă sau în buzunar, și duci în gara, ajungi în gara de nord, vrei să ajungi undeva în București, la vreun spital sau la vreo facultate sau undeva pentru copil sau pentru ceva din familie și te întâlnești cu un pirat, cu un șofer de taxi din gara de nord. Domnule, care te face la bani. În secunda 1 te face, din vorbe. Te-a măsurat de pe linia de, de pe culoar, te-a agățat și te-a făcut la bani. Tu, cetățean cinstit, care ai muncit pentru tot ce ai, care vrei să faci bine și uh, nu știi să păcălești lumea cu vorba. Știi să muncești. Ei, dacă vreți, uite așa într-o într asemenea comparație pot să fac ce se întâmplă acum la aceste două emisiuni. Un om care știe doar vorbe, față de un om care evident a făcut fapte, nu și le poate descrie poate atât de bine, e mai cenzurat în vorbă pentru că așa e felul lui de a fi nu poate vorbi mult. Uite așa ca mine, ca să spun. Sau că ca uh, noi. Da, eu, eu, sunt și recunosc asta uh, și prin profesie și prin atitudine un liberal și spun asta cu responsabilitate. În spirit. Nu în... Și în spirit chiar și că nu suntem miembru. colegi la partid, nu partid la ea și încă nu mi-am dat de, la piața neam, nu mi-am dat demisia de acolo. Dar, repet, sunt un liberal și un jurnalist care încerc să fiu cât mai atent și echidistant. Întrebarea nu numai a mea, și a multor altora din zona, nu neapărat a liberalilor, dar din zona aceasta de, dreapta, ca să spunem așa, e de ce dreapta nu este unită pentru un candidat ales de PNL. PNL care a gândit cum s-a întâmplat cu Crin, mă rog. Noi, am să vă spun Asta mea personală. care spun văd mea personală este următoarea. Că, din păcate, după 10 ani, cea mai mare performanță, domnul Băsescu are două mari performanțe. Primul, prima, de necontestat, o justiție care funcționează, sau cel puțin funcționează mult mai bine decât prevemea lui Adrian Stase și a lui Iliescu. Și doi, a făcut din PSD un monstru. PSD în 2005 era la 16%, aproape că nu mai găseai. A reușit domnul Băsescu să isterizeze o țară întreagă, nu doar dreapta? Să o dividă, să o sfărâme, să incite român cu român, astfel încât astăzi te uiți la PSD, sau mă rog, lumea se uită la PSD și, prin comparație cu domnul Băsescu, vedem PSD, omul calm și la Băsescu isteria. Asta este o, o nenorocire pe care domnia sa, oricât de mult ar, ar uh, nega-o, există. După 10 ani de mandat, te așteptai România să arate altfel. După 10 ani de mandat al lui Băsescu, ai o dreaptă fărămițată, pentru că a fost voința lui să o promoveze pe Elena Udrea foarte mult, mult mai mult decât era corect sau meritat, și un PSD aproape hegemonic. Mai puternic decât era PSD în 2000, dar cu oameni mai slab pregătiți decât avea PSD-ul în 2000. Să ne amintim, în 2000-2004 psd avea lideri pe următorii: Ion Iliescu, Adrian Năstase, Dan Ioan Popescu, dacă vă amintiți, Miron Mitrea, Viorel Herbenciuc, păi domnul Ponta era copil de minci. În guvernul al Năstase, domnul Ponta era, uh, întâi a fost uh, șef la corpul de control, avea un rang de secretar de stat. Și în ultimul an, în 2004, dacă țineți minte, l-a promovat domnul Năstase pe Micu Titulescu, l-a făcut ministru pentru un domeniu care nici nu știai foarte bine ce e, respectiv, uh, achiul comunitar. Dacă vă amintiți, domnul Pont a fost ministru pe achiul comunitar. Iar în 2009 a ajuns din nou ministru pentru, iarăși, un minister foarte greu al României, respectiv, relația cu Parlamentul. Deci, între toți oamenii care au avut domenii grele, interne și apărare și securitate națională, sănătate, educație, dezvoltare, ministere grele cu multe sute de mii de angajați direcți și cu milioane de oameni afectați direct de activitatea acelui minister, domnul Ponta nu le-a gustat. Acum le-a văzut doar ca prim-ministru, dar ca prim-ministru este fel de general fără armată. Când ai tu armata ta, de, trebuie să depindă de tine, tu dai răspunsuri. Tu decizi și tu faci ca țara ta să meargă bine sau mai rău, e atunci e o altă, o altă direcție. Acum domnul Ponta doi ani jumate a plutit deasupra problemelor, permanent scotând scotând scoțându-se cu expresia Băsescu de vin. Băsescu nu mai există. Băsescu din decembrie nu mai există. Ce facem cu România pentru următorii cinci ani este întrebarea. Unde ne duce unul, unde ne duce celălalt? Iohannis ne duce clar spre Europa și spre NATO, spre America. Și cineva trebuie să spună cu gura plină lucrurile astea. Acestea sunt valorile pe care poporul român le-a avut, chiar și din, din, trecut, din trecutul antebelic. Nu mai spun cel interbelic, pentru că nenorocirea la noi a venit cu tancurile rusești în 44, 1944, 1944. Și atunci n-am mai scăpat de ea până în 89, ori domnul Ponta nu ne-a spus nici până acum unde vrea să ne aducă. De altminte, am văzut un interviu al domniei sale din 2006, în care, ca președinte al tineretului social-democrat, cu șapca lui Che Guevara pe frunte, ne spunea că nu nutrește sentimente de mare apreciere pentru America, lui place mai mult China. Eu am alte valori. Valori europene, valori transatlantice, valori democratice, nu valorile maoiste. Asta e o mare diferență. De aceea nu o să pot vreodată să vorbesc de bine despre comunism. Comunismul a adus o mare norocire în țara noastră. Să vă dau un exemplu pentru ieșenii noștri. Chiar îi invit pe toți ieșenii care pot să dea o căutare pe Google, că trăim într-o epocă a informației. Să vadă ce se întâmpla în Iași acum 140 de ani. Veți căutați cu interes activitatea de primar în diferitele mandate a lui Nicu Gane. Nicu Gane, în 1874, acum 140 de ani, a făcut un contract cadru și acela cu scandal, acuze de corupție la vremea respectivă, de, de concesionare a lucrărilor de construcție și întreținere a drumurilor comunale Iași către un englez. Uh, și prețul contractului era de 4 milioane de lei aur, pentru că atunci uh, fiecare leu avea acoperire în aur la Banca Națională Proaspătă, înființată de Eugeniu Carada, și plata, domnule, uh, era, domnule director, era 25% din acești 4 milioane de lei în bani numerar și 75% obligațiuni comunale pe 15 ani acum când, la 140 de ani, când vorbești de lucrul ăsta, ți se pare ceva sofisticat. Azi, în România, nu putem să facem asta. Legea nu ți dă voie. Nu suntem atât de avansați ca instrumente de plată, instrumente de activitate financiară, până la urmă, uh, precum era Nicu Gane și Iași, nu altă țară, nu alt neam, neamul nostru. Acum 140 de ani, aici, pe Copou. Vi se pare că am progresat sau că am regresat? Nu să dacă și de cei 25 de ani, iarăși Asta ne-a făcut similar. de fapt comunismul. Ne-a dus, a ajuns în comunism să fie o virtute. Păcatul să fie o virtute. Țineți minte că era realmente un act de eroism pentru familia ta și deveni o virtute să poți să furi de la stat mâncare pentru familie, haine, tot era pe sub masă. Da. Asta era. De fapt, de rațiunea, minciuna, pâra, că la securitate, erau virtuți în statul comunist. Furtul era virtute în statul comunist. Ori, astăzi, mie mi-e teamă că ne întoarcem din nou în comunism, dar cu o altă față. Pentru că, domnule Frasira, da, domnul Ponta este un om care arată bine, un tânăr, un om tânăr cu educație. În spatele lui stau Ion Iliescu, Adrian Năstase, Voiculescu, uh, <laughs> Sârbu, da, toți, absolut toți reprezentanții de bază ai comunismului post-revoluționar. Au adus un chip tânăr, un chip care vrăjește, dacă doriți, care îți fură mințele, zici că nu mai e comunismul. Dacă îl dai un pic deoparte pe domnul Ponta, ce vezi? Acela e adevărata, adevăratul monstru care va veni la conducerea României dacă domnul Ponta, Doamne ferește, va câștiga alegerile. Asta este realitatea. Cu Iohannis, dacă îl dai deoparte pe Iohannis, vezi oameni ca mine, și ca toți colegii mei liberali, oameni obișnuiți. Oameni obișnuiți, oameni care nu au încercat totuși precum domnul Rebenciuc furăm pădurile cu zecile de mii de hectare. Asta e o realitate pe care o trăim în aceste zile. România păi... chiar are de ales duminică și este foarte important. Toți oamenii să iasă la vot, indiferent dacă ei votează Iohannis sau contragatul uh, contracatul domniei sale. Trebuie să mergeți la vot pentru că atunci când ai un președinte ales de cât mai mulți români, acel președinte este legitim. Și este, se încarcă simbolic cu toate speranțele poporului român puse în el prin vot. Astfel încât dacă 5 ani performează, oamenii îl vor aprecia, dacă nu, oamenii îl vor trimite acasă. Dar oricine din cei doi cu siguranță unul din ei doi va deveni președintele României de luni, acel om poartă în spatele său așteptările, speranțele pentru o viață mai bună a milioane de oameni. Este foarte important cei doi probabil că realizează acest lucru, dar pentru oameni e foarte important să meargă la vot. cu Votul pus nu faci decât în mod fizic. Să-ți pui speranțele pentru casa ta, pentru familia ta, pentru copiii tăi. Și de aceea e fundamental, indiferent cu cine votați, indiferent. Și e un mesaj egal și pentru cei de dreapta și pentru cei care votează stânga. E important în țara noastră să fie niște alegeri cât mai clare, cât mai fără dubiu și cu cât mai mulți oameni. Pentru că dacă vin puțini oameni la vot, atunci partidul stat și guvernul poate manipula ușor procesul electoral. Ați văzut mai ales în comunitățile sărace cât de mult contează uh, când vine decidentul și întoarce cheia. Am pățit-o chiar eu. Primării liberale, unde primarii liberali câștigau cu 60-70% voturile, o parte dintre ei, din păcate, au ales alt traseu, au trădat, s-au dus la PSD și acum câștiga PSD-ul cu 60% în comuna lor. Uh, nu pot să cred că deodată oamenii și-au schimbat valorile. Nu, doar că acel primar chiar e bun și a putut să cârnească lucrurile într-o asemenea direcție. Acea ordonanță, domnule Frăsilă, prin care au fost cumpărați primarii, este o ordonanță de fraudare a alegerilor. Pentru că, pur și simplu, sub șantajul banilor, oamenii au fost luați dintr-un loc, duși în celălalt loc, cu o zi înainte de campanie a fost o lege prin care s-a creat un avantaj competițional unui candidat doar pentru că el a putut că era la frâiele banilor României, nu ai lui sau ai partidului său. Doi ani și jumătate primarii n-au primit niciun sprijin. Și exact acum, înainte de alegeri, a venit guvernul cu gogoașa otrăvită, zicând ăștia sunt puținii bani pe care îi avem, dar îi împărțim pur politic. Cine vine la PSD primește o parte, cine nu, ca și cum ar trăi în altă țară, nu primește nimic. Acest mod de a face politică nu este cu nimic mai prejos, din potrivă, mi se pare chiar unul evoluat în comparație cu modul domnului Băsescu. Ce face domnul Ponta este exact politica domnului Băsescu, numai că perfecționată. Domnul Băsescu a construit un sistem, acel sistem tecăloșit cu care spunea că luptă, dar l-a construit în 10 ani. Acum vine domnul Ponta și îl preia la cheie. Nici nu se va mai, se mai, mai strădui să-l construiască. Va găsi gata, făcut și dispus sistemul să lucreze pentru domnul Ponta. Vă dau exemplu cu câteva orașe. Am făcut mitinguri la Pașcani săptămâna aceasta, duminică. 2000 de oameni în Pașcani au venit, 1500 cel puțin la Hârlău. Au venit cel puțin 500 la Târgu Frumos. Și mă uitam la ei cum se uitau speriați în jur, poate ai vede cineva ca să-i toarne la PSD atât timp cât slujba lor e la stat și în mâna PSD-ului, oamenii se tem. De aceea avem nevoie de un om liber, de un Claus Iohannis cu care să pot să facă autostradă. Autostrada înseamnă noi investiții, pentru că nu o facem ca să mergem în vacanță autostrada. Autostrada este pentru ca să poată circula repede tirurile cu marfă produsă la Iași și care se duce în vest pentru a fi vândută. În momentul când vom avea autostradă, atunci vom avea și fabrici. Dacă nu vom avea autostradă, fabricile se vor construi în continuare, dar la Cluj, la Timișoara, la Sibiu, la Budapesta, în Slovacia și nu în Moldova. Noi vom rămâne în continuare izolați și săraci sau bogați, așa cum e fiecare astăzi. Nu ne vom schimba cu nimic pentru următorii 10 ani. Și spun de autostradă. Pentru că domnul Ponta, preț de 2 ani jumate, țineți minte în 2012 când USL-ul iubea Iașul, eram și eu pe scena aceea. Și domnul Ponta a promis Iașului și Moldovei pe lângă 10 mari proiecte, da? Dar primul dintre toate era autostrada. Autostrada este absolut nevoie să o avem, repet, pentru ca să putem să construim o fabrică nouă. Altminte, acea fabrică e construită de proprietarul său, Dincolo de munți. E foarte simplu. Al doilea obiectiv, care a fost aeroportul, l-am făcut împreună cu colegii mei liberali. Și, din potrivă, în continuare, guvernul PSD ne pune blocaje, ne pune uh, piedici. spitalul regional de urgență, nu ați văzut început. Dar sunt doar eu de la Consiliul Ștețean, cel care am dat terenul împreună cu primarul și primăria Comunei Miroslava. Pentru a rezolva această situație. Și în continuare văd că guvernul trenează acest proiect. Dar revin la autostradă. Victor Ponta, cu mâna lui, a semnat, nu de vorbit, cu, nu e cu vorbe, e cu fapte, cu semnătură, a semnat că nu va face autostradă între Moldova și Transilvania. De fapt, între Moldova și Europa. A semnat în cadrul masterplanului de transport al României master planul poate fi un cuvânt așa pretențios. E de fapt o hartă cu drumuri. Dacă România vrea să-și construiască o autostradă între Botoșani și Galați, nu oprește nimeni, nici Bruxelles, nimeni. Dar să o facă cu banii ei. Dacă România vrea să-și facă autostradă cu banii europeni, atunci trebuie să mergi la Bruxelles și să primești un acord și de la Bruxelles care îți dă o parte a banilor. Asta este masterplanul. Harta pe care semnează și Bruselul, ca acelea sunt traseele care se fac: autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale, porturi, aeroporturi sau uh, cale ferată. Acest master plan, Victor Ponta nu a vrut să-l arate până la alegeri, dar n-a avut de ales, pentru că el a, cera, el a cerut Bruselul și l-a arătat. În acel, în acel plan, în, acel, în acea hartă de drumuri, Moldova nu are autostradă. Semnăturile sunt al lui Victor Ponta și Ioan Rus, ministrul de transporturi. Astfel încât lumea să, toată lumea, toți ieșenii, să știe foarte clar. Dacă Victor Ponta este președintele țării, Moldova nu va avea autostradă. Singura șansă ca să avem autostradă e cu un guvern nou, cu un președinte nou, respectiv Klaus Iohannis, cu care să putem să negociem la Bruxelles. Victor Ponta, după ce a promis, a semnat că nu va face autostradă. Asta e realitatea. Până în 2022, când discutăm noi banii ai Europene pe perioada 2020-2027, adică atunci când am scris la pensie și nu mai am răbdare până atunci, pentru că eu trebuie să trăiesc azi, trebuie să fac ceva pentru oameni azi, locuri de muncă, să poată să aibă o viață mai bună, dar începând de azi, nu din 2022. Aceasta este esența alegerilor pentru Moldova. Ca toată lumea să știe. Eu am spus-o peste tot. Am această obligație politică, în primul rând, să spun tuturor compatrioților mei cum stau lucrurile. Oamenii aleg. Aleg liber, e, ne o facem cu mâna noastră, într-un fel sau în celălalt. Cine alege Victor Ponta să știe foarte clar că până în 2022 nu vom avea autostradă. Singura șansă e Claus Iohannes. Acum decideți cu toții cum vom face, dar ca să știm bine ce primim. Dacă va ieși Victor Ponta, nu vom avea autostradă. Speranța, repet, e Claus Iohannis. De fapt, în toată această, toate aceste alegeri, pentru Moldova asta înseamnă. Pentru România, înseamnă dacă ne întoarcem în comunism, spre China și spre Rusia, sau dacă rămânem în familia europeană și cu Statele Unite în alianța noastră. Asta e pentru România. Dar pentru Moldova, important este avem sau nu autostradă. Iar pe Victor Ponta, domnule Frăsilă, și toți oamenii care ne privesc, nu l-ați văzut la nicio întâlnire cu oamenii obișnuiți. N-a mers pe stradă, n-a mers nicăieri, nici măcar la un magazin să-și facă cumpărăturile, să-l poată întreba un om. Domnule, ce faci cu autostrada noastră? Pe Victor Ponta l-ați văzut o singură dată la Iași, atunci la Sfânta Parascheva, a venit, a făcut paradă de credință, a venit cu SPP-ul, Săteana Slujba a plecat cu SPP-ul, nu s-a întâlnit cu niciun om. Ca să-i răspundă omului obișnuit ce face cu autostrada care e pentru dezvoltarea Moldovei. Uh, domnule președinte, uh, dincolo de politica liberală, dincolo de politicile liberale, de liberalism în general, PNL-ul a avut de suferit de-a lungul timpului și o spun cumva în cunoștință de cauză. Uh, a apărut PLD-ul, care a devenit PDL. Acum a ajuns PLR cu domnul Tăriceanu, care, iată, va continua usl 2 dar lumea reproșează dincolo de inconsecvența asta sau de teama că nu este un partid atât de care să capaciteze toate energiile și să ofere, iată, siguranța, protecția, cum spuneați mai înainte că fac și alt partid. Am apărut acest comentariu cum că perioada de guvernare. Cu președintele Băsescu cu Partidul Democrat Liberal a fost una din care, mă rog, prin reformele care au trebuit să, și care au fost criticate de USL din 2012-2013, din care făceați atunci parte și dumneavoastră, aceasta este întrebarea poporului care ce bine, e un om deosebit, Iohannes, vine de undeva, nu e atât de politician cum e restul lumii, dar restul lumii nu se înțelege nimeni cu nimeni. Această problemă ar trebui să o discutăm ca să convingeți cumva oamenii să vină la vot, măcar cei care nu fac este, dar Iohannis a demonstrat la Sibiu. El un a un e clar. Au și socialiști, și liberali, și democrat liberali, și ungurii, și maghiari, și romii, și sași. I-a unit pe toți. Asta poate să facă acest om pentru România. Numai că trebuie să vrea și oamenii. Dacă oamenii vor rămâne la lucrurile mici, la acuzele acelea nenorocite, -ă, șovine și xenofobe, se, se promovate pe astea, pezii, de... salarii, nu, astea sau sunt opriți, cele, astea topați, cele sau... dar cele cu ortodoxia, cu românismul, adică Bun, valori, da, adică atingi niște valori țara care țara sunt libere. în sufletul oamenilor și care nu ai, la care nu ai voie să te joci cu ele. Nu ai voie să o formă să le faci în politică. Acum, unii sunt cei care le cred și asta este și în dreap dreaptă pașii după ele. Uh, nu ai ce să faci. Dar ați atins subiectul domnului Tăricianu și vreau să pe mine, Pentru mine e dureros, dar vreau să vă spun. Și pentru mine l-am cunoscut eu la 2008. Un, era un simbol al da? Partidului un Național lider. Liberal. Un lider, bineînțeles, a fost președinte și premier al partidului din care și eu am făcut parte. Era omul care, sub uh, oprimarea comunistă. Și a PSD-ului A avut curaj să poarte papion Și a și bătut cu Bătescu. A fost omul care a luptat cel mai mult Ca să nu se facă USL În 2011 Zicând că PNL-ul se duce cu stânga Așa mai departe Domnul Tăricianu a fost pentru mine Cea mai cruntă deziluzie Dintre toți colegii mei liberali Cum să mergi tu La comuniști să te vinzi pentru o funcție de președinte de Senat, care îți dă spp și zbor cu avionul gratis, și să tulburi mințile oamenilor, mințindu-i, de fapt. Liberalii, dreapta, sunt în continuare în PNL. PNL nu s-a construit cu Treceanul și n-a murit cu el, bineînțeles. Nici, nu, nici cu mine, nici cu nimeni altcineva. PNL este un brand pe care nimeni nu l-a putut ucide. Nici domnul Băsescu, nici comuniștii. Toți și-au propus lucrul ăsta, toți au eșuat. Ne va, va dăinui și peste noi și peste multe, multe alte generații. Pentru că liberalii au făcut ceva foarte esențial în România. Au făcut România modernă și contemporană, așa cum o știm noi. A fost perioada de vârf, anii 38. E, e un brand mult prea greu de ucis, indiferent cât ar fi de popular sau populist, un lider care să nu fie din PNL și să-și dorească Răul acestea. Cum a fost și în cazul domnului președinte Băsescu, care a avut. țineți minte câtă putere, câtă încredere a avut acest om din partea oamenilor și cu ce ne-am ales după 10 ani. Liberalii l-au susținut în Bineînțeles, și eu am muncit pentru el în 2009. Bineînțeles, Stolo. în 2009 numai, pentru că ne-am dat seama. Au, a reușit să câștige și atunci. Uh, și am putut vedea cu toții ce a făcut. De altminte, să știți că nu e deloc ușor pentru un partid să se desprindă atât de clar de vechiul său lider și incontestabil. Vorbesc de PDL cu domnul Băsescu. Domnul Băsescu pentru că a fost decuplat de vechii săi tovarăși din PDL și a făcut o jucărie nouă, PMP-ul, și a găsit-o și pe doamna Udrea. Dar totuși și acești oameni nu sunt comuniști. Nu sunt, că altfel se duceau toți la PSD, cum ar vrea PSD-ul. Nu putem să mergem la PSD, pentru că România nu e comunistă toată. Mai sunt resorturi, mai sunt amintiri, mai sunt uh, vise, nu știu. Dar, domnule, uh, în această țară, întotdeauna veți vedea oamenii buni vor câștiga, comuniștii nu vor câștiga. Eu sunt convins că nici în această duminică nu vor câștiga comuniștii, dar încă o dată zic, alegerea o au doar oamenii. Ei înșiși, în cabină la ei, cu ștampila. Și ce mi s-a întâmplat zilele trecute? Vin la mine tot felul de oameni și mi se plâng. O parte dintre ei angajați din societățile din subordinea primăriei. Salubris, Citadin, CET, REATP, Direcția Reasteță Comunitară. Și mi se îmi spun așa, domnule a venit un, cineva de la PSD cu un tabel și ne-a pus pe toți să semnăm că vom merge duminică la vot, și că ne angajăm că vom vota noi și familiile noastre cu domnul Ponta. Că altfel ne da afară din serviciu. Și el mă întreba, domnule, oare sunt cumva camere de luat vederi în cabină? Poate cumva cineva să afle cum votez eu? Oameni tineri mă întrebau asta. Atât de bună a fost propaganda PSD. Uh, și atunci când tu poți să ameniți un om că îl dai afară din serviciu dacă nu votează cu PSD-ul, cum să vă spun, asta este orașul în care trăim. Asta este țara în care trăim. Dacă vrem să o schimbăm, stă doar în puterea noastră. Acum, în două zile. Dacă nu, atunci, cumva, cu aceste lucruri vom trăi în continuare. Dar să nu se mai plângă nimeni. Pentru că ele au fost rostite, le spun și eu acum, cu voce tare, rugându-i pe oameni să analizeze că vorbim despre viitorul, nici măcar al nostru, vorbim despre viitorul copiilor noștri, acum. Cum o să facem noi? Așa or să trăiască ei. Mai bine sau mai rău. În est sau în vest. Vă spuneam de Direcția de Resistență Comunitară, de DAC. Mie mi se pare acolo s-au întâmplat niște lucruri complet ilegale, dar acum n-a avut nimeni timp să le studieze. Este complet ilegal, din punctul meu de vedere, ca un serviciu public din subordinea unei autorități publice locale, mă refer la DAC, în subordinea primăriei Iași, să pună la dispoziția unui partid politic, aici PSD, baza de date cu toți oamenii care în timp au primit tot felul de sprijinuri materiale de la primăria Iași. Să fim bineînțeleși, aceia nu erau nici banii primarului, nici banii PSD-ului. Erau banii și ai mei, și ai dumneavoastră, banii fiecărui ieșean care s-au strâns în taxe și impozite. Adică dacă dacul vrea să fie așa de generoasă, ori nu de la nimeni, ori de la toți baza de date. Pentru că și banii mei acolo, și banii pediștilor, și banii partidului conservator, adică a oamenilor, membrilor, da? Și banii celor care n-au niciun partid, toți am pus bani acolo. Cum să vină PSD-ul să primească baza de date și foarte mulți ieșeni, cred că mulți din cei care ne privesc în această seară, să primească telefoane de la activiștii PSD care să le amintească de cele 30.000 de etichete de 70 de lei, adică de 2 lei date de primăria Iași înainte de Sfânta Parascheva. Și textul e următorul. Domnule primăria Iași, domnul primar, va ajuta cu banii aceia, votați PSD. Dar, Dar ce e sunt e banii PSD-ului? Este campanie electorală cu bani publici. S-a petrecut permanent la noi în oraș. Din păcate, cât vor mai fi acești oameni, se vor mai, se vor mai întâmpla aceste lucruri. Eu nu pot decât să răspund. Să nu vă imaginați că asupra mea nu sunt nici promisiuni, adică nu sunt nici presiuni, nici promisiuni. Sunt de toate. Dar eu am o obligație. Și eu lupt cât pot, că sunt totuși un om. Dar lupt cât pot, să spun, să atrag atenția asupra ceea ce se întâmplă, și oamenii vor fi cei care vor decide dacă mai suportă aceste lucruri sau dacă se vor revolta. Am fost foarte mândru, domnule frăsilă, acum o săptămână după turul 1 să văd că orașul Iași, municipiul Iași, a votat pentru bine. A votat pentru Claus Iohannis. A intrat disperarea în PSD și vedeți prin oraș tot felul de goarne. Victor Ponta vorbind ne din trei mașini deodată despre cum vrea el cu România. Să se întâlnească cu oamenii prin Iași n-a venit niciodată. Claus Iohannis a venit pe scenă în fața Paratului Culturii. A vorbit Claus Iohannis către 30.000 de oameni. N-a fost niciodată piața palatului așa de plină, cum a fost la mitingul de pe 18 octombrie, iar eu am fost, repetând încă o dată, foarte mândru. A, ah, da, de acord, am avut și mulți colegi care au venit din județele Moldovei cu autocare, cu mașini, era plin splaibac lui de autocare, dar aceia erau 10.000. Până la 30.000 de mii au fost 20.000 de de orășeni, de ieșeni din orașul nostru care au venit la meeting, l-au ascultat pe Claus Iohannis. 30.000 de oameni care să vină la un meeting politic, fără mici, fără bere, fără țigăneală, fără uh, majorete și așa mai departe, este imens, domnule Frăsilă. Arată că oamenii vor altceva. Caută altă soluție. Iar la turul 1 s-a dovedit. Orașul Iași a votat pentru Claus Iohannis. Am fost foarte mândru și le sunt nețărmurit recunoscător oamenilor pentru acest lucru. Pentru că au arătat că există speranța. Că, e, că vine repede momentul în care oamenii vor trimite acasă pe cei care abuzează și vor dori altceva. De altminteri. Asta este și temerea care a intrat astăzi în PSD. De aceea îi vedeți disperați, uh, umblând pe străzi. În sfârșit văd și eu PSD făcând campanii. O lună de zile n-au fost pe stradă. N-au vorbit cu oamenii nu le-au spus nimic din ce vrea să facă Victor Ponta pentru Moldova. Asta este, este incredibil. Să iasă PSD-ul în stradă și să le explice oamenilor de ce Victor Ponta a tăiat autostrada pentru Moldova. Se explice fiecare tânăr sau uh, membru al PSD care poartă geaca roșie pe stradă, să explice fiecărui cetățean, gândindu-se că îl reprezintă pe Victor Ponta. De ce a tăiat autostrada Moldovei și Iașului? Asta este întrebarea fundamentală. În rest, să nu mai povești. În rest, să vină să ne spună domnul primar cum a dat el ajutoare sociale din banii noștri și astea sunt motivele pentru care să votăm pe Victor Ponta. Pe astea sunt acțiuni de primărie. Victor Ponta poate fi votat sau nu în funcție de ce ne spune că vrea să facă României sau cu România. Deocamdată n-am auzit asta am auzit, nu ne-a spus dacă dă legea grațierii să iasă din pușcărie nu doar baronii PSD, dar încă vreo 10.000 de condamnați să umble înapoi pe străzi. De ce să mai avem poliție, judecători, jandarmi și așa mai departe? Nu ne-a spus Victor Ponta dacă dă sau nu legea grațierii. L-a întrebat Claus Iohannis aseară. Hai să convocăm vineri Parlamentul să pice legea grațierii. N-a vrut Ponta. E captiv baronilor. Imaginați-vă ce ar fi Victor Ponta fără PSD. Băsescu în 2004 a câștigat alegerile cu noi, două partide mici, liberale și democrații. A câștigat el ca om. A ieșit el în fața României și a spus vreau să fac asta. N-avea partid atunci. Aveau două mici. Domnul Ponta are unul foarte mare, unul monstruos, după care se ascunde. El iesă doar când sunt mitingurile de pe uh, stadion, ca la Chimersen, pentru că acolo accesul e controlat, se știe bine cine intră, dar el cu românii obișnuiți nu s-a întâlnit niciodată. În această campanie a mers doar ca prim-ministru. A tăiat pe aici, pe acolo, doar ca prim-ministru. Dar, președ... dar el ca și candidat la președinție n-a vorbit cu nimeni niciodată. Nu s-a dat cu vreun român obișnuit să-i spun, președinte, Dar aminte cu un, un om din Moldova. Trebuie să ne oprim o frază de îndemn pentru. Ați făcut tot timpul, dar o puteți încheia ca să zic așa cu. Mulțumesc mult, domnule Pentru toți oamenii din Iași, pentru toți oamenii din Moldova, pe toți frații noștri de peste Prut, este foarte important să mergeți la vot, oameni buni. Indiferent care este opțiunea dumneavoastră trebuie să mergeți la vot, pentru că atunci avem speranța că vom rămâne o țară de oameni cât se poate de uniți între ei și nu dezbinați. După ce veți merge toți la vot, atunci când puneți stampila, să vă gândiți bine. Cine a promis că face ceva pentru România? Cine a promis cel puțin Moldovei și Iașului că îi aduce bunăstare? Și cine i-a tăiat -o? Și repet încă o dată foarte clar pentru vremurile care vor să vie, că viața nu se oprește duminică la alegeri. Cine votează Claus Iohannis să știe că votează pentru speranța de a avea autostradă? Cine votează Victor Ponta să știe foarte clar, confirmat, că nu vom avea autostradă până cel puțin în 2022. Așa a semnat domnul Ponta în masterplanul către Europa, către Comisia Europeană. Nu sunt promisiuni, nu sunt vorbe, e semnătura lui Victor Ponta pe documentele Comisiei Europene. Pe mine asta mă revoltă cel mai tare. Eu, când merg la vot duminică, votez nu pentru Claus sau împotriva lui Ponta. Votez pentru mine, pentru viitorul meu și al copilului meu, pentru viitorul orașului în care trăiesc și al județului nostru. Eu votez pentru autostradă. Astfel încât singura soluție e doar Claus Iohannis. Mulțumesc! Mulțumesc mult eu, domnule Frăsie! stimați spectatori, a fost a, emisiune de promovare electorală, domnul Cristian Nadomniței, președintele Partidului Național Liberal, a, Alianței Creștini Liberale, a, județul Iași, publicitate și electorală și publicitate normală și continuăm dialogul nostru, a, mâine probabil a, în, în egală măsură cu invitați și de la PSD, pentru că nu, a, încă suntem un post liber. Cele bune vă spune Petru Fasilă de aici de la Iași, cu mulțumiri și nu uitați că cel mai important, cel puțin spun eu ca om liber, este să veniți la vot și să votați așa cum vă îndeamnă conștiința. La revedere, cele bune!